Bună ziua și bine m-am găsit la proful online pe exerciții de matematică. Bine de venit, dragule. Pornim la preavăt, tema pentru a doua zi, nu? Da. Tema pentru acasă, cum zici noi. Da. Clasa a șaptea. Și câte bază în 16? 15. Așa, 15 a 11-2018. Facem cu radical. O radical. Ieșiți cu radical, da? Hai să-ți chiar să spunem radical, da? Da. Te rog, porim pe tablă. Calculați, radical din 16 spre 25. Calculați. Așa. Radical din 16 pe 25, 25. Da? Egal mai departe cu? Păi este 4 la a doua, supra 5 la a doua. Radical. Deci da. Radical din 4 radical la a doua, supra 5 la a doua. Adică mai departe. 4 pe 5. Adică tu trebuia să... 4 pe 5. Radical dintr-o fracție înseamnă radical din numărător, din 4 la a doua, supra radical din numitor, nu? Da. 5 la a doua. Și atunci 4 pe 5. Sigur, puteam să zicem 6, egal cu radical din 16 pe radical din 25. Radical 16 pe 4 și altul, următorul? Radical din 81 supra 64. Radical din 81 supra 34. 64. 64, da. Pe 91 este 9 supra 8. Rapid merge, 9 supra 8. Terminat, altul. Radical din 9 supra 49. Radical din 9 supra 49. 3 pe 7. 3 pe 7, egal mai departe. Altul. Radical din 144 supra 169. 169, egal cu 144, 112 ori 12. Deci face 12 supra? Supra 13. Corect. Următorul, radical din... Radical din 100. Da. Supra 289. 289, egal cu... Păi... 100 este 10 la 10. 10 supra pe? 18. Ia să vedem dacă e 18. 8 ori 64. 64, nu. 9, 7, 17. 17. 17. Următorul? Radical din 256 supra 225. La 225. Păi do- la 225 e 15. 15. Și la 256 este 4, 14. 14? Sigur? Nu, că dacă 15 la 225, 16. 16, da? 16, pentru că vedem comparații, nu? Da. Cele două urmele. Următorul. Radical din 196 supra 229. 229, egal. Păi 196 este 13 la a doua. Nu, 14 la a doua. 14 la a doua. 14 da. Supra 17. Supra 17, că am mai avut 289 undeva, da? Radical aici. Din 625. 625 supra? 324. 324. 625 este 25 la a doua. 25 supra? 25 supra... supra 12, nu. Ceva la 20 se termine în 4. Câte ori se termină să și cu 4? Da. 18. 18. 8 ori 8, 64. Da. Și 4 ori 4 lipsați. 16. 16, da. Ca să termine în 4, 8 ori 8. Da. Da? Și atunci zicem cât? 18, da? Da. Următorul. 169. 169 supra? Supra 256. 256. Și egal cu? Păi 169 este 13 la a doua. Da. Și 256 este, parcă am făcut o dată, 15. 15. Nu, nu e bun, că trebuie să vină 6, e 16. 16, bun. Următorul? Radical din 144 supra 1225. 1225, egal aici cu? Păi 144 este 12. 12 supra? Supra 20, nu. 35. Sigur? 35 ori 35? 5 ori 5. Dacă ai fost 40 ori 40, făcea 1600. Da. 30 ori 30, 900. 900. E la mijloc. 35. 35. Deci,
Simțim exercițiul, da? Da. Mergem mai repede. Radical din 196 supra 324. Supra 324. 14 supra... 14 supra... 328, 399, 9. Supra? 9. 9, 19. 19, adică doar 9 să termin. 328, domnul profesor. 328? Nu, 324. E bine, 324. În 4. Să le dăm 4, 12, nu... 18. 18, așa. Radical din 361 supra 484. 484. 484. Cât ar fi aici? 319. 19 supra? 18, nu. Nu are cum să 18. Pe 20, 20 faci 400. Da, 22. 22. Următorul, radical din... Alt exercițiu. Da. Radical din 4 pe 9. 4 pe 9. Egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Radical din 36 supra 64. Egal 36 cu supra 64. 6 supra 8. 6 supra 8, lăsăm așa? E bine 6 supra 8. Nu, trebuie să mai... 6 supra 8, a scris 6 supra 4. Da, 6 supra 8 și ce fac? Simplifici din 2, 3 pe 4. 3 pe 4. Puteam simplifica aici, 36 pe 64. Da, da? Pentru un 4. Și radical din 5 supra 7 totul la a doua, egal de 5 supra 7. De 5 pe 7 totul la a doua, egal de 5 pe 7. Da. Minus 24 supra 25 totul la a doua, egal... Radical din. Radical din. Paranteză, minus 24 supra 25. Minus 24 supra 25. Totul la a doua e minus 24 supra 25. Egal cu? Minus 24 supra 25. Așa? Sigur? E plus. De ce plus? Pentru că am la a doua și dacă era la a doua era cu plus. Și se simplifică. Deci, într-un fel, noi am luat... Păi da, radical simplific se mâine asta, minus 24-25. Păi da, dacă noi nu simplificam pe 2, mi dădea cu plus, 24 ori 24, da. Îmi dă un număr cu plus. Minus 24 ori minus da. 24 plus, da. Da, și oricum ne dădea 24 la a doua, supra 25 la a doua, deci ne dădea 24 supra 25. Deci cu plus sau cu minus? Cu plus. Sigur? Sigur. Ei, hai să fim foarte clar, categorii să fim. Niciodată, după ce lucrează un radical, nu dă un număr negativ. Da. Totdeauna, după ce o munci radicalul, la sfârșit trebuie să dea un număr pozitiv. Da. Deci valoarea unui radical... E mai plus. Cum și ar dacă fi modulul? Nu cum ar fi. Da, cum este modulul. Și ca să nu greșim, spunem modul. De asta. Și modulul, totdeauna, este un număr pozitiv. Deci egal cu 24... La 25. La 25. Încă o dată, insist pe asta. Motivul, l-ai spus tu bine, că minus 24 ori minus 24 fac plus 24 la a doua, 25 la a doua, rămâne, și atunci, după ce lucrează radicalul, nu? Da. Face, și noi, dacă nu vrem să pierdem timpul, să justificăm așa, zicem modul. Totdeauna zicem modul din expresia aceea. Adică dacă tu vei vedea așa, radical din x pătrat. Cu cine ar iei radical din x pătrat? X. Nu știi cum este x-ul. Și e periculos. Dacă x-ul e negativ. E pozitiv. Dar nu știu eu. Îl vezi tu? Păi n-am spus nimic despre x. Păi dacă era negativ, scriați minus x. Oh, dar el poți fi un număr. Fi minus 2 prin x. Eu înțeleg prin x și minus 2. N-am spus despre ce fel de număr este. Adică nu știu ce nici întrebare. Și atunci eu cum trebuie să ies aici ca să nu greșesc, să nu am niciodată nicio emoție? Păi x, nu modul din x. Asta e. Deci egal cu modul din x. Dragilor, totdeauna, într-o astfel de situații, ca să nu greșim, ieșim de sub radical în modul. Te rog să spui cât este așa. Radical din x plus 5, totul la a doua. Radical din x plus 5, totul la a doua. X plus 5, modul din x plus 5. Asta e. Modul din x plus 5. Deci tu nu mai ai niciodată emoții de acum. Când vezi radical din ceva la a doua
Și expresia acolo e și rodul. Deci radical din, cu alte cuvinte, să fie pentru toată lumea clar. Rodul din el e de X. Da? E pătrat de X, da, între expresii. Cât o fi de mare, este egal cu modul din e de X. Scrii și tu. Scrii și tu, scrii și tu. Asta este, este foarte tare. Foarte tare. Să rămână, să rămână definitiv. Că vezi, eu punctez și insist pe niște lucrurile acestea cu dorința ca nu numai tu să înțelegi, să fie clar, ci și orice alt prieten de-al nostru care va urmă lecția. Deci de sub radical, când nu știi, când nu știi exact despre expresie ceea că e pozitiv sau negativ, ieși în modul. Totdeauna, da? Mergi mai departe. Radical din 5 între 3 și 4 pe 9. Așa. 5 ori 9, 45, 9, 49, 7 supra 3. Faci 7 pe 3, da? 45 ori 9, 45, 49, 7 pe 3. Altul? Radical din. Da, un întreg și 24 pe 25. Un întreg și 24 pe 25. Egal cu? Pe 25 plus 24 vine 49, adică 7 pe 5. 7 pe 5. Radical din. Paranteză. Plus 2, 2, plus 2 întregi. Da. 1 pe 2. 2 întregi și o 2. Da. Și totul la a doua. Și totul la a doua. Egal cu? 4 supra 2. Adică 2. Deci 4 pe 2. Păi radical se taie 2 la a doua și vine 2 ori 2 plus 1, 5. 5 pe a doua. 5 pe? Pe 2. 5 pe 2. 5 pe 2, da. Asta este. Păi 5 pe 2, așa-i bine? Da. Pentru că fiind radical, vin ceva la a doua, dispare radical. 2. Așa și bine. Acum 2 ori 2, 4 și 1, 5 pe 2, da? Corect. Radical din. Minus 3. 1 pe 7. Radical din minus 3 și orice pe 7, fine. Totul la a doua. Totul la a doua. Egal cu minus 20 supra 7. De ce minus 20? Cum ai făcut? Plus 20. Dar cum îți iei și 20? Că nu mi-e clar. 3 ori 7. Da. Minus 3 ori 7 plus 1. Minus 3 ori 7. Da, plus 1. Vine minus 21 plus 1, minus 20. Minus 20. Și după aia, ești sigur? Ești convins? Nu, păi am minus 20 supra 7 și din, știu că trebuie să fac la, trebuie să fie un număr pozitiv, aduc modulul, da, și va fi minus 20 supra 7 egal cu 20 supra 7. Dacă să nu greșim noi, n-ar fi fost bine să zicem modul după ce am vorbit aici. Deci de la bun început, când apare radical din ceva la a doua, din ceva la a doua, este modul. Da. Și vine modul din cât, să zic? Minus 3. Minus 3 supra 1 și 7. Și o șeptimi. Minus 3 și o șeptimi. Și minus dispare. Dispare și egal mai departe cu? 20. De ce 20? Dacă dispare minus, o știu. 3 întregi și o șeptimi. 22 pe 7. Păi vezi. Păi vezi, atenție multe. Nu, eu nu am fost agresiv aici. Nu zic, faci ca mine, așa zic eu. Azi, bă, hai să respectăm rețeta. Că am zis că ești în modul tot timpul. Da. Și dacă da, dacă ești în modul, faci și asta. Și modulul ce înseamnă? Schimbă semnul expresiei. Vine 3, 3 și o șeptime și atunci face 22 pe 7. Deci, tu ce, ce greșeală ai făcut? Hai să explică. Păi eu când n-am mai luat în calcul minus 3 pe... Păi nu, chiar dacă făceai, nu știu. Am luat modulul și am lăsat pe 3 și am făcut rezultatul cu minus 3 și noi am adus la pozitiv, dar era greșit pozitivul. Dar de ce era greșit? Care a fost greșeala? Unde e greșit? Cu minus 3 ori 7, da? Plus 1. Dar de ce plus 1? De ce nu le-ai lăsat pe minus de o parte aici? Și faceți... Deci, da, dacă ai fost... Dacă de o parte avea negreșit eu, minus 3 întregi și o șeptimi, tu cum făceam chestia asta? Cine este la asta? Minus 3 și o șeptimi. Minus 3 ori 7 plus 1. Dar e greșit, pentru că mi se înfați la toată. Păi, vezi, dragule. Păi, dar dacă era la toată, nu trebuie să fie în paranteză, 3 și 1 pe 7? Unde se fie fost între paranteză? De la 3 în colo.
Adică ar fi fost toată fracția minus 3 de aici, eu am doar... Ce înțelegi tu că, prin scrierea asta, 3 întregi și o șeptimă? Ce înțelegi tu, de fapt? Păi, 3... Este 3 întregi plus o șeptimă. Da. Plus 1 pe 7, atenție, plus 1 pe 7. Și acum când am zis aceeași metod, 3 ori 7, 21 și 1, 22. Da. Tu asta faci. Tu aici ești minus 3, da? Da. Trebuie să înțelegi minus pe lângă. 3 și o șeptimă. Minus 1. Minus 1 ori 3, 3 și o șeptimă. Care înseamnă minus 1 sau minus, pur și simplu, că lângă 3 plus o șeptimă. Adică minusul ăsta bate și pe o șeptimă. Da. Și atunci face cât? Minus 3 și minus o șeptimă. Pentru că eu m-am gândit că minus 3 era de la minusul, era de la numărul minus 3. Că dacă era... Deci numai lui 3. Da. Că mă gândeam că dacă ar fi fost toată fracția, fi fost minus, paranteză, 3, deci minusul ăsta, atenție, totdeauna să ții minte, minusul ăsta se referă și la șeptime. Înțeles. Deci bate și șeptimea. Nu mai faci minus 3 ori 7. Faci 3 ori 7 și plus 1 și pe urmă zi, minus 22. Da. Da? Deci așa trebuie să înțelegem exercițiul. Ne-am înțeles, da? Da, da, da. Bun. Mă întorc acum, continuu cu alte exercițiu. Ce e acum? Ce-ți mai e la acum? Da, avem curaj, bună dispoziție, știi cum toate sunt ușoare. Toate sunt ușoare. Numai trebuie să înțelegem esențialul în exercițiu. Deci, am înțeles că de sub un radical ieșim în modul să nu ieșim. Da. Da? Modul din toate expresia aceea. Nu știu, și că nu discutăm despre ea. Te rog. Ce? Radical din 361 supra 961. 961. Așa? Da. Egal cum? Păi... 361 este 21 la a doua. 361, 21 la a doua. Ca să fie 20 și trebuia să se întâmple peste 400. Dar 31 e aproape de 400. Da. Cine ori? Cât, cât ori? Cât se termină cu 1? Păi 77 nu, 66 nu. Păi jos, te duci prea jos. Era aproape de 61. 8 ori 8, 64. Nu. 9 ori 9, 81. Opa! 9. Adică 19 la 2. 19. Deci radical din 19 la 2. Supra 29 la 2. 29. Dacă ar fi fost 30, 30 ori 30 cât face? Mult? 9.000. 30 ori 30? 900. Da? 30 ori 30 fac 900. Am 39. De ce te gândeam? Da, 39 e aproape de 40. 40 ori 40? 1600. Păi înseamnă că trebuie... E foarte aproape de 900. 91. Cum 91? 91. 31. 31. 31. Deci vezi cum controlăm repede. Da. Dacă nu te extragi deoparte. Cât ori cât fac 9, e echipă din câte 2. Da? Da. Cât ori cât fac 9, 3. 3 ori 3, 9. Coborâm grupa următoare. Dublăm câtul, nu știu ce. Dar aici eu am mers rapid. Adică sunt pătrate perfecte. Și aș fi vrut, vreau neapărat să, să pot perputa direct, rapid. Supra cât aici? Supra 31 la a doua. Și cât face? 19 pe 31. Radical din 1089 supra 841. Supra? 841. 841. Ce-i calcul? 1089 supra 841. 29 ori 29. 29 ori 29, 30 ori 30 face 100. Face 900. Dar și 1089 îl depășește. A, nu, eu vorbeam de ala de jos. 841. Cât ar fi? 29. 29. La, dar ăsta e sigur e 29. Asta e sigur 29. De acord. Da. Sus, la numărător. Păi ca să termine 9, ar trebui să fie ceva cu 7 la final. Păi 47, 40 ori 40, 1600. Opa, îl depășește. 37. 37? Sigur. Sigur. Sigur, sigur. Sigur, sigur. 35 ori 35 cât a făcut? Am avut undeva, 35. Am avut noi pe urmă, mai devreme.
35 ori 35, au făcut 1225. Ba da, mă! Nu știu, nu găsesc. Am discutat noi. Păi da, n-are cum să fie 37. N-are cum să fie 37. 27 atunci, nu? 27 e mai puțin decât... Mai puțin de 1400. De 1000, de 900. De 900. Altul. Vezi? Trebuie să te duci rapid să simți ce ești. 38 n-are cum să fie. 38 n-are cum să fie. Trebuie să termine în 7, neapărat. Trebuie să termine în 9. În 9, păi cât 7 la 7, 4. Și 3 ori 3 fac 9. 33. Poate. 33, 9. Păi 35 erau 1020. Așa. Da, a, cam trebuie să fie 33. Cam ar trebui și el este. Da. Vezi? Deci cum facem legăturile rapid? Ne ducem 33. Radical din 112. Radical supra din 513. 112 supra? 513. Așa. La a doua. Totul la a doua, așa, da? Da, 112 supra 513. Banal, da, 513. Da. Eventual simplificăm dacă avem din ce. Da. Radical din. Nu avem din ce, nu? Nu. Minus. Că e 513 cum se cheamă? Mărtim? Da, mărtim. Dar de unde știi pe primul? Că nu le-am memorat. Le știi tu așa deodată? Nu, păi ar fi fost la 3 nu se împarte, sigur. La 9 nu se împarte. Deci la 3, la 3 nu se împarte, nu. Sigur. De ce? De ce nu se împarte? Și cu 6 și cu 3, 9. Și 9 se împarte la 3? Bă, da. Vedeți? Deci gata, nu mai este corect. S-a înregistrat că zic că nu ar prim, dar nu e nu ar prim. E greșit. 112 tot la 3 se împarte prin 3. 112 se împarte la 3? Nu. La 4. La? La 2. La 2. Și ăsta nu vrea la 2. Deci nu. De-aia trebuie să găsim un divizor comun. Păi la 2 și 3 sunt numere prime. Gata, ele nu sunt prime. Nu sunt prime luate individual. S-ar putea să fie prime între ele, să nu găsim un divizor primii comun. Prime între ele sunt, sigur. Deci, sigur? Eu nu pot să mă pronunț. Deci, ai văzut că la 2 nu, la 3 nu, la 5 nu. La 5 nu, la 7 nu. De unde știi de ce sunt la 7 nu? Păi 51, 7 vine 49. 51 ori? 7 în 51 vine de 7 ori, 49. Deci nu merge. 23 nu merge. Dar nu sunt 12. Dacă vezi acum ce căutăm, găsim un număr care să fie divizor ambelor. Cel mai mic multiplu comun. Nu, nu. Nu se cheamă cel mai mic. A, nu. Un divizor comun. Da. Dacă va fi cel mai mare divizor comun, vom vedea. Sigur un lucru este că iau pe unul din ei, ține minte cum se stabilește, vine vorba de simplificare și dacă fracția asta este o ireductibilă, vreau să fie. Și atunci eu iau pe 112, care îmi vine ușor să destompun. Prin 2 și face cât aici? 56. Prin 2, 23. Nu. 28. 28. Prin 2, 14. 7. Prin 2, 7. Deci, văd aici că sunt de al din 2 și 7. Ei bine, dacă ăla deja nu se împarte, nici la 7, înseamnă la 2, 9, se vede, la 7, la 7. Că am făcut noi acum. Ia să vedem, 7. Nu merge, că acum am făcut. Da? Dacă 7, 51, 49, 2, 23 împărțit, 7 nu merge. Nu merge. Deci, ne-am oprit aici, am vrut cu ocazia asta, să vedem cum testăm dacă o fracție este ireductibilă, nesimplificabilă. Și acum am răspuns, este nesimplificabilă. Bun. Radical din minus 107 supra 219, da. Totul la 2. Totul la 2 cu minus cu toate. Da. Și egal cu? Egal cu 107 supra 219. Egal cu? 107 supra... Egal cu? Modul din minus 107. Adică 107... Așa am promis, așa am promis. Supra 219, așa lucrăm tot timpul. Deci noi modul și acum modulul transformă, ca să nu greșim altă dată. 107 supra 219. Sigur că totdeauna când vedem o astfel de tracție, încercăm să vedem dacă este reductiv. De asta ai văzut cum anume am discutat acolo. Pe cel mai mic îi găsesc divizorii, după care acei divizori văd dacă sunt și jos. Care din ei? Și acela înseamnă că mă pot simplifica până așa și la.
Merg altul la registru. Radical din 15 la a doua, supra 23 la a doua. 15 la a doua, supra 23 la a doua. 15 supra 23. Egal cu 15 supra radical 23. Din minus 7 la a doua. Radical din ori 3 la a doua. La a doua, ori 3 la a doua. Supra 2 la a patra. Supra 2 la a patra. Egal cu? Păi mă gândesc să aduc totuși pe 2 la 4 tot la a doua, adică sunt cu 4 la a doua. Așa. Și vine minus 7. Radical din. Radical din. Minus 7 la a doua. Ori 3. Minus 7 ori 3. Supra. Totul la a doua. A, hai să pun și un metod. Supra 4 la a doua. Supra 4 la a doua. Supra 4. Supra 4 totul la a doua. Supra a doua. Și egal cu? Minus. Egal cu? Păi minus 7 modul din minus 7 ori 3 supra 4. Minus 7 ori 3 supra 4. Egal cu plus 21 supra 4. 21 pe 4. Următor. Radical din 2 la 2. 2 la 2. Ori minus 3 totul la, nu, minus 3 la 4. Da. Ori minus 5 la a doua. Da. Supra. Minus 7. Minus 7. La a doua. La a doua. Așa. Ori 11 la a doua. Ori 11 la a doua. Doar pe 3 de să scriu ca plus 9 la a doua. Plus 9 la a doua. Da, pentru că era că... minus 3 la a patra, când 4 par, devine când le par. Adică, egal cu. Rezultatul egal cu. Radical din lung radicalul și spui acum. Radical din 2 ori 9, da. Ori minus 5, da. Totul supra minus 7 ori 11, da. Totul la a doua. Da. Egal cu modul. Modul corect. 2 ori 9 ori 5. Ori minus 5. Am de 5. Așa am pus modul. Ok. Ori minus 5, 5 ca să supra minus 7 ori 11. Egal cu 90 supra 77. Cât? 90. 9 ori 2, 50, 90, da. Supra 77. Supra 77. Alt exercițiu? Da. A. 1 întreg și 1 pe 3. Ori radical. 1 întreg și 1 pe 3. Ori radical. Din 0,09. Da. Plus 2, 1 pe 7. 2 întreg și 1 pe 7. 1 pe 7, da. Așa îmi ori radical din 0,0196. 0,196 plus radical din 576 și aici îmi spune ori 0,6 în perioadă, 6-le nu e în perioadă, în ăsta, în modul. Deci, supra, aici supra? Nu supra, atâta. Deci atâta ori, ori 0,6. 0,6 în perioadă. Atâta. Așa. Și egal cu? 4 pe 1, 3. 4 pe 3. Ori, aici să aducem pe 0,09 supra 10 la a doua. Deci 9 supra 10 la a doua. Radical din 9 supra 10 la a doua. 10 la a doua. Plus. Ca să fost, zicem, 3 la a doua. 3 la a doua. Așa. Plus. Plus 27, 14, 15 supra 7. 15 supra 7. Ori radical din 1, 196 supra 10 la 4. Radical din 196 supra 10 la 4. Plus radical din 576 este... Păi se rezumine în 6, e ceva cu... 6 este 26, nu, 20 ori 20, 400. A, vrei radical, vrei să zicem oricât. Vrei să radicalul deodată? Da, mă gândeam să... Așa scriu, e corect.
Cam cât ar fi? 26. 26? 20 ori 20, 400. Așa. Și 30 ori 30 fac 900. 900. Așteptăm 25 ori 25. De ceva cu 5. 625. 625. Așa, da. 25 ori 25. Așa nu e bun. E 26 ori 26. Păi 25 ori 25. A, da, nu. 16 ori 16 nu cred. Nu. Cât ori că mă dădeam cu 6? Cât ori? Cât când mă mulțumesc? 4, 24. 24, da. Așa, da. Da, 24. Ori? Ori? 2 pe 3. Ori 2 pe 3? De ce ai zis 6 pe 9. 6 pe 9. Simplificat. Da. Cu 3, 2 pe 3. Cu 2 pe 3. 4 pe 3, ori. Și egal cu 4 pe 3. Ori. 3 pe 10. Ori 3 pe 10. Plus 15 pe 7. Da. Ori radical din... Păi 196 este 16 ori 16. 16 la a doua. 16 la a doua, da? Da. Adică ar veni 10 la... 100 la a doua. Îi vine 16 la a doua. 15 la a doua cât face? 125. 225. 14 la a doua. Ai 14 la a doua. Da? Deci... Ai văzut că ți-ai la 16 la 2. Vezi? Țin minte măcar niște reperele astea. Deci 15, 15, 225. Da. Și atunci rapid cobori. Dacă nu, se extrage până în veți. Da. Dar noi vrem să le știm deodată și ce să oferi o ție ca dialog care purtăm acum este pentru a avea viteză. Aceste pătrate perfecte să știi cum se le așezi, da? Da. Deci, ori, cât 14 la a doua. 14, 14. Supra. Ai 10, 14 supra? 100. 100. Plus? Plus 24. Hai să simplificăm. Da, 8 ori 2. 16. Și e cam mai departe cu? 4 cu 10. 4 cu 10, 5, 5 2. 2. 3 cu 3. 3, da. 15 cu 100. 15 cu 100. Plin 15. Da. 3 și acolo nimic. Aici cât? 20. 20. Da. 7 cu 14. 7 cu 14. 2. 2. Și 1. 1. Și atât. 7 pe ce urmă? 2 pe 5 plus 2 supra 5. 2 supra 5 plus 6 pe 20. Plus 6 pe 20. Plus 16. Plus 16. Deci facem totul la același numitor. Da. Deci pe primul mulțim cu 4. Deci aici cu 4. Și pe ultimul 20. 20. Facem egal cu... 8 plus 6. 8 plus 6. Plus... 20 ori 16. Cât faci? Acum. 320, nu? 26 pe 32. Da, deci 320. Cât ai spus? 4, 2, 8. Și cu cât aici? 6. Da. Și plus 300. 20. Totul supra. 20, da? 20. Final? 0 cu 1. 6 și cu 14, 0 cu 4. 0 4. 2 și cu 1, 3. Da. 334 supra 20. Mai simplificăm. Cu 2. Așa. O dată. 6, 7, supra 10. 10. 7, acesta este, da? Da. 167 pe 10. Da. Următorul? B. 2 între 1 pe 2. 2 între 1 pe 2. Ori. Radical din 0,0144. 144. Plus minus 1 supra 11. Plus minus 1 supra 11. 11 ai zis așa? Da. Nu,